ca preot și erar în mănăstirea Precovianu Sâmbăta de Sus, deși viața călugărească a început aici la Sâmbăta, a continuat-o la mănăstirea Hodul Codroc de la Arad și apoi în mănăstirea Prislopului din țara Hațegului. Din încredințarea Părintelui Stareț, care din binecuvântate fricii nu este în mănăstire, este plecat cu un alt preasfințitul, îmi vine mie sarcina să mulțumim preasfințitului Părinte Daniel pentru prezența preasfinției sale aici, pentru liturghia săvârșită împreună cu noi, pentru cuvântul de învățătură adresat nouă și dumneavoastră tuturor, și acum, din partea oștii mănăstiri și a Părintelui Stareț, Părintele Stareț mi-a dat o icoană cu Sfântul Nicodim de la Tismana, care și aici este prezent împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul, care este patronul mănăstirii Prislopului și Sfântul Nicodim este titorul Prislopului. Ce legătură frumoasă între Sfântul Ioan Evanghelistul, Sfântul Nicodim de la Tismana și a preacuviosului Părintele nostru Arsenie de la Prislop, care astăzi îl memorăm la 100 de ani de la naștere. Preasfinția voastră, vă mulțumim încă o dată, Dumnezeu să vă hrănească zile îndelungate, sănătate și slujirea arhierească într-un mult și fericit an. Rămână! Preacuvioase Părinte, preacuvioși părinți, preacucenici părinți, iubiți frate, surori din Domnul, de aproximativ 28 de ani port în sufletul meu, vreau să trec. Icoana Sfintei Mănăstiri, Precovianul de la Sâmbăta de Sus, pentru că aici, întâia dată, preacuviosul Părintele nostru Arsenie, în ziua de 9 august 1982, aflându-mă cu Sfinția sa și numai cu Sfinția sa la Drăgărescu, la biserică, mi-a zis următoarele. Au trecut aici niște părinți de la Sâmbăta și mi-au zis să le mai trimit, frați, n-ai vrea să mergi? Și Părintele, eu am răspuns Părintelui cu toată dragostea. Și în 14 august 1982, eram ca frate de încercare aici la mănăstirea Precovianu de la Sâmbăta de Sus, pentru că în toamna aceleiași ani, înscriindu-mă la cursul de doctorat la București, primii doi ani până în 1984 se petrec și aici la București și adunând toate zile și toată vremea, aproximativ un an am petrecut aici la Sfânta Mănăstire. De atunci, văd și constat că nu mai sunt printre noi decât dintre cei de mult, Părintele Calinic, Părintele Ieronim și Părintele Antonie. Ceilalți dorm somnul de veci în odihnă în cimitirul mănăstirii și trebuie să pomenim pe Părintele Stareț Veneamin Tocănean, pe Părintele Serafin Popescu, pe Părintele Sebastian, pe Părintele Efrem, pe Părintele Dometie, pe Părintele Barnava și pe alții pe care i-am cunoscut și pe care îi pomenim și păstrăm cu evlavie în zi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest prilej și pentru această zi sau aceste zile. Trebuie să vă spun că deodată cu Părintele Arsenie am pomenit pe părinții după trupa Sfinției sale, Iosif și Cristina, sau creștină. Mormântul tatălui Părintele Arsenie, Iosif Boca, se află în cimitirul ortodox vechi din Brad, la câțiva zeci de metri nord-vest de Biserica Ortodoxă Română din Brad, din Țara Munților. Mormântul mamei Părintele Arsenie se află necunoscut în cimitirul din localitatea Hărmaciu, din județul Arad, pentru că crucea era mormânt pusă când Părintele Arsenie
deportat la canal și printr-o tainică lucrare dumnezeiască a putut fi și prezent la mormântarea Maicii sale, purtat de Duhul Sfânt, precum prorocul Abacum din Ierusalim în Babilon, sau precum arhidiaconul Filip în Faptele Apostolilor, urmând și Marele Părintelui, nu se mai știe cu precizie unde este, deși am încercat pe diferite căi ca să îl identificăm. Poate așa vrea și în Cădere Dumnezeu și Părintele Arsenie, în Biblia căreia Anchilia de la Sinaia, lucrând la manuscrisele inedite pe care le-am publicat în volumul Omul îmbrăcat în haine de ei, am găsit fotografia mamei Părintelui Arsenie. Și spunea Sfinția sa că a ținut la mama lui, ca și la fratele lui, încât păstra fotografia mamei în Biblia Sfinției sa. Acolo este locul pentru toți părinții noștri, pentru mamele noastre. Este o zi deosebită, așa cum am vorbit și am spus, poate și prea mult ieri, iaseară, și la noapte, târziu, dar aș vrea să închei cu un cuvânt care mie este la suflet, din ziua în care l-am auzit rostit de un vremnic frate român din sudul Dunării, de pe Valea Moravei, titlul celei de-a doua biserici românești de acolo. Îmi spunea acest frate pe care l-am plătesit ipoteată, că a citit într-o carte în limba sârbă, următoarea scrisoare. O furnică a vrut să-și părăsească bușuroiul ei, să plece la Ierusalim să se închide la locul de schimb. Și a părăsit acea furnică bușuroiul și a plecat grăbită, cu răbdare, cu nevoințe multe, pe Ierusalim. Și a întâlnit o altă furnică și a zis, ce faci, unde mergi și spre ce te grăbești? Și furnica care plecase și ieșise din mușuroiul ei ca să meargă spre Ierusalim, a răspuns, vreau să mă duc la Ierusalim să mă închin și eu la locul ei. Și furnica care a întâlnit-o în cale i-a zis, cum tu, o sărmană furnică atât de slabă, de mică, de neputincioasă, crezi că vei ajunge tu vreodată la Ierusalim? Te vor călca în picioare, vei muri stribită în margine de drum, printre fie de iarbă. Și nu vei ajunge niciodată la Ierusalim. Și furnica care plecase spre Ierusalim a zis, chiar dacă nu vei ajunge niciodată la Ierusalim, chiar dacă voi muri călcate în picioare pe drum, voi muri fericită pe drumul spre Ierusalim. Așa să fie cu fiecare dintre noi, pelerin pe Ierusalimul cel ceresc, călăuziți de Duhul Sfânt, prin Sfinții Săi, călăuziți de Domnul nostru Iisus Hristos, prin Marca Domnului, însoțiți de Părintele nostru Arsenie. Chiar dacă nu vom ajunge pe culmile taborului să ne apropiem de tabor, chiar dacă nu vom ajunge acolo unde sunt Sfinții, cum spune un părinte din Pateric, chiar dacă nu vom ajunge ca la decât să ne mai întoarcem în Egipt, mai bine să ne putrezească oasele în pustie, așa cum s-a întâmplat cu întregul popor al lui Israel, care a trecut Marea Roșie. De 600.000 de oameni pe care Moise i-a scos din Egipt, doar doi au ajuns în Canaan, Iosua și Caleb, toți ceilalți în vreme de 40 de ani, au pierit în pustiul Sinai, care acoperă astăzi osemintele acelei generații a poporului ales. Așa și noi, bisericioși și credincioase, să mergem spre Ierusalim, îndeplinind
stadiul vieții noastre și stadia vieții noastre și fiecare dintre noi, pași mai mult sau mai puțin, kilometri mai mult sau mai puțin, de drum și itinerar spiritual, să mergem spre Ierusalim, spre Hristos, spre Dumnezeu, spre Împărăția Cerurilor, spre viața de acolo. Păstrați în mintea și în memoria